Detalii incredibile despre bărbatul din Runcu, căutat zile întregi de poliție și cercetat acum pentru ultraj și conducere cu permisul anulat. Pasionat de off-road, individul posta pe rețelele de socializare mai multe imagini surprinse în zone pe care le frecventa cu mașinile de teren. Era atât de pasionat încât își distruge mașinile care nu îi satisfac dorința de adrenalină. Totodată apar detalii și despre trecutul infracțional al bărbatului și despre fără de legile pe care le-a comis. Individul își posta des pe rețele de socializare experiențele pe care le avea cu mașinile de off-road. Mai mult, bărbatul s-a filmat în timp ce își distrugeau mașina de teren. Dă-i mă drept! Păi? Bărbatul era cunoscut cu un comportament deviant și care mai mult nu respecta legea. Cunoscuții susțin că individul folosește numere false la mașini pe care le schimbă de la un autoturism la altul. El are 3 condamnări la activ și mai multe plângeri depuse la poliție pe numele său.